Salutare, prieteni, doamnă ajută tuturor! Iată, astăzi suntem pe 14 februarie 2019, ziua îndrăgostiților sau The Valentine's Day, ziua Sfântului Valentin, în ghilimele. M-am uitat și eu puțin pe calendarul ortodox și n-am găsit nici un Sfânt Valentin acolo, pe 14 februarie, ci am găsit Sfântul Auxentie, Maron și Avram, iar Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei, este sărbătorit pe 30 iulie, a fiecare an. Deci nu niciun Sfânt Valentin astăzi. Pur și simplu, ziua de astăzi este o sărbătoare importată din alte țări. Sfântul Valentin, care e sărbătorit astăzi, este probabil în calendarul catolic, nici eu nu știu foarte bine, dar cred că e în cel catolic. Și cam asta este. Noi românii importăm sărbători, importăm totul de la străini. Și mere, și pere, și mașini, și tot. Noi luăm tot gunoiul din străinătate. În loc să ne dezvoltăm aici pe plan local sau național, să le dezvoltăm pe ale noastre, indiferent că vorbim de sărbători, că vorbim de obiceiuri, indiferent că vorbim de produse chiar pe care le-am putea produce aici în România, nu se importăm de la străini. Da, ce să zic. Am importat Halloween, nu am importat de Valentine's Day. Halloween este o sărbătoare satanică, știm foarte bine chestia asta, ce promovează ea, cât de rea este. Am făcut un video atunci pe 31 octombrie. Astăzi este o sărbătoare străină, care nu are nicio legătură cu ortodoxia sau cu românismul, dar n-aș putea nici să vorbesc prea mult împotriva ei, pentru că nu vreau să supăr pe unii oameni care, să zice, sărbătoresc ziua asta simbolic, să-i dea o floare soției și asta. Nu e o problemă chestia asta. Eu zic că trebuie să o cinstim pe iubita noastră sau să o respectăm pe iubita noastră, vorbesc de băieți. Sau băieți, sau fetele să respecte pe băieți în fiecare zi. A trebuit ca noi să ne iubim mereu, să fie în ziua îndrăgostiților, să fie fiecare zi. Asta ar fi ideea mea. Dacă vrem să o celebrăm așa mai fastos, putem să o celebrăm foarte bine de Paști, de Crăciun, atunci când sunt marile sărbători ortodoxe, unde noi ne unim, unde este o unitate, unde Dumnezeu vine în mijlocul nostru. Asta este opinia mea. De ce să o importăm alte sărbători? De ce trebuie să luăm noi tot gunoiul din alte țări? Da, bun, am înțeles. Sărbători în ziua îndrăgostiților, unde îndrăgostiții se respectă reciproc, își dau o floare, adică băiatul dă o floare, un trandafir iubitei sale, sau merg undeva la o masă, la un restaurant, servești ceva. Da, am înțeles chestia asta, nu e o problemă. Asta trebuie să facem în fiecare zi sau cât mai des posibil. Nu? Nu cred că este necesară o zi specială pentru ziua îndrăgostiților. Așa cred. Puteam să... Dar, nu știu, ce să zic acum? Nu pot să zic să sărbătorim dragobetele. Dar mai degrabă aș prefera dragobetele decât să sărbătoresc chestia asta de ziua de astăzi. Pentru că e totuși o sărbătoare românească. Eu, sincer, mai bine sărbătoresc ce este românesc. De ce sărbătoresc eu ce sărbătoresc străinii sau americani? Ei n-au preluat sărbători de la noi români. Astea ar fi argumentele împotriva acestei sărbători de Valentine's Day. Asta e. Pentru că noi prea mult preluăm de la străini. Ei n-au preluat niciodată de la noi sărbători. Deci, sau, bine că și străinii sărbătoresc Paștele, Crăciunul, dar ei sărbătoresc în alte moduri. Ei nu sărbătoresc în mod tradițional românesc. Chiar aș vrea să văd un american în altă țară cum sărbătoresc ei Crăciunul cu colinde, cu, nu știu, cum e la noi. Colinde românești, cu, știu și eu, cu ursul, cu capra, cu... Da. Chiar aș vrea să văd. Da, deci nu vreau să comentez prea mult împotriva acestei sărbători în ghilimele. Dar, sincer, dacă eu o să am o iubită, sau cât de curând o să am o iubită, nu o să sărbătoresc. Pentru că, pur și simplu, prea mult preluăm de la străini, prea mult îngenunchem în fața lor, prea mult ne renegăm demnitatea. Cred că cam atât am avut de spus. Poate am fost prea dur, poate, nu știu, puteți să mă înjurați cât vreți, însă... Ideea mea ar fi să sărbătorim ce este al nostru românesc, să ne dezvoltăm sărbătorile noastre, să le promovăm pe ale noastre. De ce să nu le promovăm pe ale noastre? Că așa, poate străinii vor importa
sărbători de la noi și atunci, bineînțeles, și noi vom sărbători de Valentine's Day. Până ce nu văd englezi, americani, francezi, nemți care să sărbătorească adormirea Maicii Domnului, Crăciunul, Paștele și poate chiar Anul Nou, cum sărbătorim noi românii. Adică cu colinde, cu cântări, cu, să zicem, sau de Paști, cu ouă, dar na, la occidental vine iepurașul de Paști, la noi, la români, de Paști vine Dumnezeu, învie Iisus Hristos și tot El ne aduce mântuirea. Asta este ideea. Cam asta am avut de spus, poate că ideea mea n-a fost prea bine legată, am fost și eu cam obosit, dar am încercat să, nu știu, să spun ceva în legătură cu această sărbătoare, că mulți fac tam-tam cu de Valentine's Day, Valentine's Day, băi, frate, lăsați-mă, că nu e o sărbătoare 5-10, nu se aduce asta unitate între oameni sau așa. Degeaba sărbătorești de Valentine's Day, dacă a doua și a treia zi îți bați soția ei cu parul și te îmbeți ca bou și așa mai departe. Nu. Sărbătoarea îndrăgostiților trebuie să fie în fiecare zi. Asta e ideea. Salutare, Doamne ajută, v-am lăsat, pa, pa, iertați-mă de tot și scrieți acolo în comentarii idei de videoclipuri, dacă sunteți de acord cu părerea mea sau nu, puteți să mă înjurați dacă vreți. Mai șterg și eu cu un comentariu care consider că e prea vulgar, nu e o problemă asta. Și accept critica constructivă. Dacă aveți altceva de spus și considerați că greșesc, scrieți acolo, vă aștept. Dați like acestui video, subscribe și share. Vă rog să distribuiți acest video astfel încât să știe să ajungă la mai mulți oameni că noi trebuie să sărbătorim noastre românești. Trebuie să încercăm să dezvoltăm țara asta. Pentru că România se dezvoltă prin noi înșine. Nu cumpărăm produse de la străini și astea. Bine, telefoane și tablete și astea le cumpărăm de la străini. Dar mâncare și asta ar fi bine să o cumpărăm de la producătorii români. Iar sărbătorile pe care le sărbătorim noi trebuie să fie cele autohtone românești. Doamne ajută, v-am pupat, pa, pa!